Zeci de slătineni au luat parte la un eveniment emoționant, lansarea volumului Antonius Niculescu, un artist slătinean pe marile scene ale lumii, semnat de Elena Sârghie. Volumul dezvăluie momente importante din viața artistului și redă drumul unui provincial talentat spre elita muzicii clasice. Bineînțeles că la început nu poți să îți imaginezi ce carieră și ce drum va lua cariera, dar sunt foarte mulțumit și sunt acum la sfârșitul carierei mele, nu-mi pare rău de nimic. Volumul lasă cititorului posibilitatea de a-l descoperi pe artist ca și esență umană. El dezvăluie printre rânduri caracterul omului, care deși a ajuns în vârful carierei profesionale, nu a încetat să uite de unde a plecat, cine l-a sprijinit și i-a dat în momentele grele puterea de a merge mai departe. Sufletul fiecăruia contează cu aportul său deosebit și aportul lui Toni în a remarca valoarea urbei noastre în orice domeniu, în orice remarcă, în orice interviu, este de-a dreptul teribil. Antonius Niculescu, un artist slătinean pe marile scene ale lumii, reprezintă începutul unei inițiative ce își propune să aducă în prim plan personalități de rang internațional care își trag seva din orașul de pe malul Oltului. Am în proiect un dascăl adevărat, un adevărat apostol al neamului, profesorul Radu Greceanu, dar care a contribuit la învățământul slătinean, profesorul Traian Biju, pe care iar l-am descoperit târziu, nu mai trăiește, probabil are urmași, nu am luat legătura, dar pentru modelul de dascăl de atunci și pentru ce poate să facă un om dăruit, un dascăl pentru o școală și pentru învățământ, trebuie să-l cuprind și pe el într-o carte. Și sigur, da, m-am gândit la alte și alte valori, sigur că da, da. Volumul Antonius Niculescu, un artist slătinean pe marile scene ale lumii, a apărut la editura Hoffmann în condiții grafice deosebite, semnat de Elena Sârghie, este realizat prin Asociația Ecologia Bunului Simț și finanțat de Primăria Slatina.